Am o propunere de vară. În general, lucrurile simple sunt cele mai gustoase. Așadar, astăzi, paste însorite. Am pentru dumneavoastră, în primul rând, am ales ca și paste tagliatele galbene și tagliatele verzi. Asta ca să am un pic de diversitate în farfurie. Somon afumat, dar și niște legume, cum ar fi ardei, capia și porumb. Porumb nu la conservă, porumb proaspăt. Urmează să-l trag la tigaie împreună cu ardeiul capia pe care am să-l toc, la fel de mărunt cât este boaba de porumb. Mai am un pic de salată rucola, unt, mai îmi trebuie și ceva smântână dulce. Nu mai mult de 200 de grame de smântână dulce, pentru că aceasta dă acel gust catifelat sosului. Procedura este cât se poate de simplă. V-am și spus, ardeiul capia am să-l tai în cubulețe foarte mici și împreună cu porumbul, cu boabele de porumb, am să-l trag la tigaie. Adaug somonul, sting totul cu smântână dulce, adaug un cubuleț de unt, iar apoi pastele fierte peste aceste ingrediente. În loc de parmezan, pentru că în general brânzeturile nu prea se potrivesc cu peștele, cu pastele în combinație cu peștele, am să adaug, pentru un plus de prospețime, dar și de gust mai intens, am să adaug un buchețel de salată rucola deasupra. Și în felul acesta preparatul meu devine foarte delicios. Cam atât deocamdată, mai multe detalii pe parcursul emisiunii. Mulțumesc!